Surpriză referatul DNA prin care procurorii cer ridicarea imunității fostului ministru al agriculturii Adrian Chesnoiu. Una din persoanele pe care ministrul trebuia să o ajute să se angajeze la minister printr-un concurs aranjat este chiar un apropiat al lui Petre Daia, adică actualul ministru. În telefonul așa șasei pile a lui Daia, procurorii au descoperit că o avea trecută pe soția actualului ministru ca fiind nașa. Despre persoana propusă de Daia, Chesnoiu spune în interceptări, interceptări pe care le veți vedea în scurt timp, că este, citez, un dobitoc. Până la această oră, nici Daia, dar nici Partidul Social Democrat nu au avut nicio reacție. Printre cele patru persoane pentru care fostul ministru ar fi încercat să intervină la comisia de concurs, este un apropiat al actualului ministru al agriculturii, Petre Daia. Chiar la nea Petrică vă găsirăți om acela m-a rugat și el două lucruri, trei, cinci, aproape șapte, dar măcar să îi le rezolv. Omul căruia îi spunea ministrul Chesnoiu toate aceste lucruri este chiar denunțătorul, membru în comisia de concurs, angajat la Ministerul Agriculturii. Denunțătorul l-a înregistrat în mai multe rânduri pe Chesnoiu cerând subiectele la aceste concursuri, apoi le-a dus la DNA. Uh, urmează la Lucheanca sau Ludaiya, al cui o fi, la cercetare. Da. Mai urmează. Ăsta e pe 10. Când îl scoți? Termenul este pe 10. E 10 mai. Se termină perioada de înscriere. O să luăm legătura cu el să se înscrie. Da, da. Din interceptări reiese că ministrul era îngrijorat că dacă membrii comisiei le vor da candidaților toate răspunsurile, aceștia vor lua 10 și s-ar putea descoperi infracțiunea. Adică dați-le două, trei foi, nu o lege. Pentru că ăștia-s dobitoci și dacă le dai alea la 10, nu să facă la 10, nu vreau 10-le. Crede-mă că știu cât de prost sunt, ne trezim la televizor. O știi bine minte pe aia de la Caraș. În dosar mai apare cazul unui ofițer de la serviciul de telecomunicații speciale, care trebuia angajat la minister, dar care, cu toate că a primit răspunsurile și a fost ajutat, nu a reușit să ia notă de trecere. După solicitarea DNA de ridicare a imunității lui Chesnoiu, fostul ministru și-a dat demisia.